numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mama lui Iisus a zis celor ce slujau la mese: faceți orice vă va spune El. Preacucenici părinți, împreună slujitori, iubiți credincioși și credincioase, deși o zi peste săptămână, încărcătura spirituală, religios-morală a acestei zile e greu de măsurat și cu atât mai greu de cântărit valoarea ei, însemnătatea ei. Și foarte curios, într-un stat laic, cum e statul nostru, au decretat această zi nelucrătoare, zi de sărbătoare. Cel puțin pentru asta trebuie să-i felicităm. Probabil s-au gândit și la ei că nu restrică nici lor încă 3 zile de odihnă. Poate că s-au gândit mai întâi la ei și după aceea la Maica Domnului. Știe Dumnezeu. Noi le mulțumim. Și dacă nu decretau ei, noi tot aici eram. Și nu facem de acum. Nici după Revoluție. O facem de 2000 de ani. Important lucrul acesta. Mi-e și greu ca teolog, ca preot, să fac o evaluare a sărbătorilor închinate de Sfânta noastră Biserică cinstirii Maicii Domnului. 4 sunt trecute cu roșu în calendarele noastre creștine, dar mai avem și altele. Brul Maicii Domnului, acoperământul și celelalte. Oare e una mai mare decât alta? O întrebare. Dacă te gândești la cinstirea Maicii Domnului, că ea e aceeași și în prima icoană de pe iconostas, la nașterea Maicii Domnului, și ultima icoană de pe iconostas, de sus, adormirea Maicii Domnului. Foarte interesant. Părinte Mihai, foarte frumos v-ați gândit ca să încadrați anul bisericesc între cele două praznice împărătești. Nașterea Maicii Domnului și adormirea Maicii Domnului. Frumos. De fapt, și calendarul nostru creștinesc. Aceasta e ultima sărbătoare în anul bisericesc. Mai avem una, tăierea capului, dar în ceea ce privește sărbătorile împărătești vorbesc, cu care se încheie anul liturgic bisericesc. Și începe un alt an nou bisericesc, la 1 septembrie. Septembrie, n-ați uitat de anul trecut. Frumos. Despre adormirea Maicii Domnului, cred că pe oricare l-aș întreba din biserică, știe ceva să spun. De aceea nici nu încerc să intru în cunoștințele dumneavoastră. Ce aș vrea, dacă pot, cu ajutorul Duhului Sfânt, să vă spun ceva legat foarte de cine? De El și de ea. De El, de Feciorelnicul Hristos și de ea, Fecioara. Aici e tot. Dacă nu era El, nu era ea. Dacă nu era ea, nu venea El. Ea e scara cea de sus. Ea e scara cea de jos, prin care a coborât Hristos. Frumos, extraordinar. Mă gândesc ca om așa, la confrații noștri de alte confesiuni, care au o rezervă, pun o barieră în ceea ce privește cinstirea Maicii Domnului. Asta mă doare la ei, pentru că eu iubesc și pe ei. Și cred că și ei se vor mântui.
Vedeți, fac o afirmație în fața Sfântului Altar, o afirmație a unui preot ortodox. Când alții preot ortodox sau călugări, îi condamnă și arată cu degetul. Nu e voie. Nimeni nu știe cum va fi economia lui Dumnezeu, purtarea de grijă a Dumnezeu, de a mântui pe fiecare dintre noi. De aceea nu suntem noi judecători acestei lumi. Altul este judecătorul nemitarnic. Unul singur. Cel care nu-i amită. Iisus Hristos Mântuitor. Am citit și aseară câteva opinii ale lor. Că Maica Domnului ar fi avut frați. Dar, bine, dacă citești ad litera, au dreptate. Că așa spune Evanghelia. Evanghelia și Scriptura pe care o am. Mama ta și frații tăi stau afară. Haideți să vedem interpretarea textului. Cine era mama? Cine erau frații? Veri primari. Copiii, verișoare, Sfinte Fecioare Maria. Veri primari. Cine este obișnuiau frate? Dar eu nu zic frate. Uite aici, la lumânarea aveți pe sora Maria. Dar ce sora Maria care vinde obiectele de cultistoră cu mine, după tată și după mamă? E un mod de adresare. Avram îi zicea fratelui Lot. Lot era nepotul de frate. În mănăstiri toată lumea se salută cu frate. Și am văzut și acum. Am văzut pe arabi. Foarte interesant. Arabi. Arabi între ei. Fratele meu. Și nu-s frați de sânge. E un mod de adresare. Ați înțeles ideea. Aici se face confuzie. Ei merg ad litera interpretând textul biblic. Dar nu mai oameni buni. Păi dacă tu crezi în Iisus, că e Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, și El a ales-o pe preacurata Fecioara Maria, păi cum de ți îngheață mintea să crezi tu că Fecioara Maria poate să fie o femeie obișnuită? Păi avem femei văduve la 23 de ani, la 18 de ani, la 30 de ani, la 40 de ani în puterea vârstei lor și despărțindu-se de soț prin deces sau prin divorț, nu se mai căsătoresc. Toată viața și-o dedică creșterii copiilor. Oameni obișnuiți, dar Maica Domnului. Nici n-am vrut să vă vorbesc despre asta. Acum mi-a venit în minte și de aceea am dezvoltat subiectul. Eu am pregătit altceva pentru dumneavoastră astăzi, dar toate se leagă, dragii mei. Toate se leagă. Aici e matematică. Matematică religioasă, spirituală. Iată-ne la sfârșitul acestui urcuș duhovnicesc. Urcuș duhovnicesc. Ce-o vrea să zică Părintele? Urcuș duhovnicesc. Păi le-a lăsat pe celelalte cotidiene de fiecare zi. Și în aceste două săptămâni am încercat să urcăm treaptă cu treaptă, spiritual vorbesc, religios, prin ce? Ziceți, post, rugăciune, spovedanie, împărtășanie, toate acestea constituind fapte ale dreptății divine. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Romani, spune așa de clar. Împărăția cerului este dreptate, pace, bucurie în Duhul Sfânt. Păi tot ce spuneam mai înainte, aici se rezumă. Bucuria Duhului Sfânt. Pentru cei ce s-au ostenit, unii mai mult, alții mai puțin, cu rândul iar apostolului. Am impresia că postul acesta e cel mai ușor din punct de vedere alimentar. Ardei, vimete, roșii, cartofi, fructe, toate erau în piață. Le-am găsit pe toate. Deci poți să ții postul la acesta, la reținerea aceasta alimentară, să adaugi ce? Mai multă rugăciune. Să te cureți și sufletește de tot ce ai agonisit. Să-ți cureți inima de păcat. Și să te împărtășești cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică. Aceasta este viața veșnică. Să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu, pe Iisus Hristos. Unde? În împărtășanie. În Dumnezeu cu trup și sânge.
Păi credeți că Maica Domnului ar fi avut privilegiul acesta să fie împărăteasa cerului și a pământului dacă nu trecea prin post, rugăciune, fapte bune, etc., etc., toate bine plăcute lui Dumnezeu? Dar Zaharia și Elisabeta, părinții Sfântului Ioan Botezător, erau înaintați în vârstă. Prin post și rugăciune l-au primit pe cel mai mare om născut din femeie, Ioan Botezător. Dar Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria, au fost lipsiți de post. Dar Moise, de două ori câte 40 de zile. Dar nu post din ăsta cu ulei, cu oțet, cu sare, cu roșii, cu nimic în gură, nici mâncare, nici băutură. De aceea l-am vrut Dumnezeu să dăruiască tablele legii. Și fața lui să fie cuprinsă de o lumină taborică, încât în momentul în care a coborât de pe munte, nu se putea uita oamenii în fața lui. Fața lui strălucea ca soarele. A unui om, a lui Moise. Ceea ce vreau acum să vă spun în continuare, legat de ziua de astăzi, m-am gândit la trei aspecte, trei episoade, trei evenimente extraordinar de frumoase din viața Mântuitorului și a Maicii Domnului. M-am gândit la un moment al copilăriei. Unul. Doi. Al adolescenței. Al unui eveniment plăcut, cel mai frumos plăcut eveniment din viața noastră. Și trei. Al morții. Mântuitorului și respectiv adormirii Maicii Domnului sau morții Maicii Domnului. Haideți să vedem fiecare dintre ele. De ce m-am gândit la aceste trei evenimente, la aceste trei episoade? Primul dintre ele. Am la mine Cartea Sfântă, nu plec fără ea. Și ca să fiu credibil, o folosesc. De fiecare dată, la praznicul Paștelui, toți evreii aveau această obligație imperios religioasă de a fi în Ierusalim la casa lui Dumnezeu, la templul lui Solo. De ce folosesc acest episod? Iisus avea 12 ani, Fecioara Maria avea 27 de ani, deci tineri amândoi. Vin la praznic, se desfășoară ceremonialul. Spre sfârșitul săptămânii, n-avem detalii când exact, oamenii se îndreaptă înapoi fiecare în localitatea lui. Ca și când noi am face pelerinajul, imaginați-vă, în capitală, și pe urmă ne întoarcem toți. În Moldova, în Ardeal, în Banat și așa mai departe. Familia Sfântă, Iosif, Maria, rudele lor și ei, copiii, ca într-o caravană, adunați toți copiii, s-au întors la casele lor. Fecioara Maria și cu Iosif erau convinși că Iisus e cu grupul de copii, în față. Știți cum copii, râd, se veselesc, când în față. Ei, ce se întâmplă? La un moment dat își dă seama că pruncul Iisus nu e între ei. Se panichează ca mamă. Ce s-a întâmplat cu Iisus? Unde copilul? După o cale, spune Cartea Sfântă, după o zi de căutare, se întorc înapoi unde? Pe Ierusalim. Și îl caută tot Ierusalimul. Îmi imaginez inima mamei atunci. Zice Cartea Sfântă așa. Auziți, după trei zile de căutare, păi noi acum nu mai căutăm, că uite, între ghilimele, sunăm la 112 și îi caută poliția pe copiii noștri. Dacă îi găsesc, bineînțeles. Ați observat episoadele care s-au întâmplat. Ei îngrijorați l-au căutat pe Iisus peste tot. Și categoric că Duhul Sfânt ce le-a zis? I-a luminat și a zis căutați și în templu. Și îl găsesc pe Iisus în templu. Acolo unde Fecioara Maria de la vârsta de 3 ani până la vârsta de 15 ani e hrănită în chip supranatural de Arhanghelul Gabriel. Cum îl găsesc pe Iisus acolo? Ce făcea Iisus? Se juca? Ca și copiii noștri? Nu. 12 ani, rețineți. Care dintre copiii aceștia care au fost aici în față are 12 ani? Care au fost frumânările?
Sunt mai mici de 12 ani. Da, sunt mai mici. De, și vă spun de ce. Când l-au găsit, îngrijorată, Maria a zis: de ce te-am căutat îngrijorat? Peste tot. Mama lui a zis către el: fiule, de ce n-ai făcut nouă una ca aceasta? Păi dar noi nu zicem așa către copiii noștri. Păi mai copil, te caut de 3 zile. Ce răspunde Iisus? De ce era să mă căutați? Păi cum de ce era? Păi ești copilul meu și răspund de tine, sunt mama ta. De ce era să mă căutați? Sunt întrebări, atenție după aceea. Oare nu știați că în cele ale tatălui meu trebuia să fiu? Ce ziceți de răspunsul copilului de 12 ani? Copil de 12 ani. De-aia am vrut să iau un copil de 12 ani aici. Abia, nu vedeți că abia știu să scrie și să citească, că nu mai citesc, nu mai scriu, fac greșeli de ortografie, gramatical și așa mai departe. Copil de 12 ani răspunde: oare nu știați că în cele ale tatălui meu trebuia să fiu? Dar ei n-au înțeles cuvântul lui Iisus. Și atenție, mama lui, uimită de acest răspuns, zice Cartea Sfântă, păstra în inima ei cuvintele spuse de Iisus. Ce anume? Doi, că e Fiul lui Dumnezeu și că El e Fiul lui Dumnezeu. Pentru că așa și spus. Nu știați că în cele ale tatălui meu trebuia să fiu? Deci nici într-un caz Iosif nu era tatăl lui patern. Ci tatăl lui era Domnul Dumnezeu. Și locul unde era, era casa lui Dumnezeu, așa cum astăzi noi aici suntem în casa lui Dumnezeu. Păstra Fecioara Maria în inima ei aceste cuvinte. Urmăriți mai departe. Ce se întâmplă cu această păstrare a cuvintelor lui Iisus în inima ei urmează în episodul următor. Și anume, vă spuneam de al doilea eveniment, și anume un eveniment festiv, cel mai frumos din viața noastră, căsătoria, nunta. Nunta din Cana Galilei. Se întâmplă acolo un eveniment mai puțin obișnuit. Mai puțin obișnuit. Și la parastas, și la onomastică, astăzi, femeile, mărioarele noastre, toate, s-au luat sucru, apă, cornea, whisky, vin, etc., etc. Le pinu s-a plecit. Trebuie să pui ceva pe masă. Aici s-a întâmplat ceva. N-am citit nicăieri în altă parte. La un moment dat, nașul, probabil, spre sfârșitul mesei, mai cere un par de vin. Bă, finule, aș mai vrea un par de vin. Parcă-l văd. Și eu n-am fost la nuț. Nu știu cum e nașul, nu știu cum e finul. Uite, așa e, e fina mea. Râde că rau de ce zic. Și finul ce zice? Păi să uită în stânga, în dreapta, să uită la cei care serveau la mese, că aia dădeau vin. Pune. Nu mai vrea. Mă, nu mai aveți un par de vin? Nu mai vrea. Cred că și-o fi pus în cap, cum mă pun eu acum, în cap. Mirele. Păi ce-ați făcut? Ați băut vin în spate acolo, ce-ați făcut? Nu. Ce s-a întâmplat? Eu unde amănunt aici în Evanghelie. Mama lui Iisus era la nuntă. Fi la nuntă, ce s-au gândit Miri și nașul? Măi, hai să-l chemăm și pe fiul ei, să-l chemăm și pe Iisus. A venit și Iisus și ucenicii lui. Nu știm câți au fost, dar au fost mulți că s-au consumat tot vinul. S-a apărut pe Nibinul. Cine salvează acest penibil? Iisus Hristos. Haideți să vedem ce zice Evanghelia. Mama lui Iisus a zis celor ce slujau la mese. Atenție, cu asta am și început preindicatul. Faceți orice va spune El. Faceți orice va spune El. Ce au făcut? 6 vase,
puse pentru curățirea iudeilor, că spălau picioare înainte de a intra în casă. I-am și văzut, două din ele le-am văzut de mai multe ori. Cred că și noastră, care a fost în Cana Galilei, le-ați văzut. Am avut ocazia să bem și, așa, un deget de vin de acolo, din Cana Galilei, gratuit. Umpleți vasele cu apă. I-am umplut cu vas, apele cu, cu vasele cu apă și apoi a zis Iisus, luați și dați-i la nașul, că e însetat. A gustat nașul și a zis, să uită, de data aceasta, stupefiat, să uită la fiul și zice, păi bă, vinule, eu te mai înțeleg, mă, ce cu tine? S-a cerut un par de vin, a zis că n-ai. Și acum îmi dai un vin extraordinar. De unde vinul acesta? După aceea au realizat, era vinul, apa transformată în vin prin minunea lui, prima minune pe care o face Iisus. Ce ne ține din acest episod, dragii mei? Era din nou Iisus, mama. Mama lui Iisus salvează penibilul situației. Iisus își răspunde. Nu era pregătit. Și a zis, ce este între mine și între tine, femeie? De ce îmi cer ceea ce eu n-am făcut niciodată? Nu o refuză. O ascultă pe mama lui. Salvează situația și face prima minune. De unde reținem că Iisus n-a fost împotriva tradițiilor? Din potrivă, răspunde invitației, atenție, și noi când avem o invitație la nuntă, la botez, la alte evenimente, să nu refuzăm. Ne-am obișnuit să refuzăm sau să calculăm, să mă uit pe listă. O fost la nuntă la copiii mei? Nu a fost, nu mă. O fost la mormântare la tata? O a avut scola? Nu a avut, nici nu-i după ora. Și așa mai departe. Noi, observați? Așa suntem noi de acum. Și mai departe, tot la acest eveniment, Iisus instituie ce? Sfânta taină a cununiei. Faceți tot ceea ce vă va spune El. Cu ce se aseamănă cuvintele acestea, iubiți credincioși? Pentru dumneavoastră ați auzit cuvinte asemănătoare ca și acestea. Acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care vine a voi. Pe acesta să-L ascultați. Fiți atenți, facem legătura. Pe acesta să-L ascultați era porunca lui Dumnezeu și Maica Domnului adaugă la ascultare ce? Faceți, atenție, a face. Aici sunt cele două mari. Mari probleme. În a cunoaște, în a asculta, doi, în a face. Că toți ascultăm, dar ce greu e să facem. E adevărat? Deci Maica Domnului vine și spune, faceți ceea ce vă va spune El. Le-a spus lor, ne-o spune și nouă. Și acum ziceam că a treilea episod e cel al morții lui Hristos pe cruce, unde din nou întâlnim pe Iisus și pe mama lui, în agonie. Iisus nu uită de mama lui, știa că moare, că se înalță la ceruri și o încredințează cui? Sfântului Evanghelist Ioan, cel mai iubit dintre ucenicii săi, care a și stat cu capul pe pieptul, pe inima lui Iisus Hristos. Mamă, iată fiul tău. Păi, uite și aici altă o exprimare, dacă o luăm otamo, înseamnă că Ioan era fiul Mariei, Ioan Evanghelistul, nici într-un caz. Ei erau fiul lui Zebedei, știu clar. Mamă, iată fiul tău. Fiule, iată mama ta. Și Ioan, din momentul acela, spune Cartea Sfântă, a luat-o la sine. 11 ani de zile mai trește Fecioara Maria în casa Evanghelistului Ioan și apoi același arhanghel. L-avem pe ușile Bălătești, mă uitam după el. L-aveți acolo. Același arhanghel Gabriel, care la bună vestire vine cu crinul, de data aceasta vine la Fecioara Maria cu altă plantă, altă floare. Și anume cu o ramură de finic.
Finicul era ramura cu care erau întâmpinați victorioși, începând de la împărat, rege și Iuda. Finicul. Venea să aducă această ramură felicitând-o într-un fel pentru victoria cu care a putut reuși necazurile, ispitele și pe care toate a trecut Maica Domnului și îi spune că fiul ei o așteaptă la el. Să se pregătească. Și într-adevăr Maica Domnului se pregătește. Între timp sunt anunțați apostolii care erau împrăștiați pe continentele noastre, propovădând Evanghelia lui Hristos, s-a adună tot, știm procesiunea, are loc în mormântarea Maicii Domnului. Și mai știm ceva, că apare iar un personaj care îl visit și la înviere. Toma, Toma, unde ești? Și a venit și Toma. Și Toma a venit și ne-a încredințat că mormântul era doar cu Giurgiu și măicuța scurt era plecată din. Ce-aș dori, iubiți credincioși, în această prea cinstită zi? Nu mai intru în detalii. Că dumneavoastră sunteți beneficiarii acestui praznic. Și aș zice că sărbătoarea de astăzi a dumneavoastră este întreită. Păi cum, părinte? Păi foarte bine. Odată. Că e hramul bisericii dumneavoastră. Prima dată e sărbătoarea Maicii Domnului. Doi. E hramul bisericii dumneavoastră. Și trei. Pentru că majoritatea de aici din biserică sunt mării și mărioare. Și mai avem și câțiva marian sau mai rând, cât mai puțin. De aceea, sărbătoarea de astăzi a bisericii noastre este deosebită. Așa a vrut Dumnezeu astăzi ca părintele să mă cheme aici să fiu mijlocul dumneavoastră și să mă bucur împreună cu dumneavoastră de bucuria dumneavoastră și să o cinstim pe Maica Domnului din toată inima. Și să rugăm pe Maica Domnului să fie mijlocitoare pentru noi. În orice împrejurări. La bine și la rău. Și să nu uităm cuvintele Maicii Domnului rostite în Cana Galilei. Faceți tot ce v-a spus și ce ne-a spus Hristos. Amin.